veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Păcatul idolatriei. Dacă închinarea unui Dumnezeu adevărat este legată strict de sfințenie, de adevăr, căci închinătorii adevărați se închină Tatălui în Duh și în adevăr, la fel de bine se poate spune că închinarea falsă este legată de aceste păcate. Dacă la templul lui Dumnezeu primează sfințenia și adevărul, la templele păgâne, desfrâul și minciuna este la loc de cinste. De aceea apare imediat după păcatele trupului aceasta. În limba greacă, termenul folosit este eidolatria, care înseamnă idolatrie sau închinare la zeități, dar potrivit listelor din Scripturi, în Efeseni 5:5 citim, niciun lacom de avere care este un închinător la idol. Biblia extinde această listă a închinării și la alte zeități decât cele din argint, aur sau alte materiale. Această închinare la idol putând să cuprindă multe, multe alte manifestări, vom vedea noi în funcție de ceea ce reprezintă în fond acest păcat al închinării la idol. Vom analiza acum o prezentare a acestui păcat, privindu-l prin prismă istorică și apoi prin ceea ce constituie de fapt acest păcat. În lumea veche, idolii, fie ei ciopliți sau turnați din lemn sau uneori metale, cuprindeau o gamă foarte variată, de la idoli frumoși, poleiți în fel și fel, până la niște idoli hidoși chiar. Citim scris în cartea Osea, la capitolul 9, versetul 10, am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie, am văzut pe părinții voștri ca pe cele din tiroade ale unui smochin de primăvară, dar ei s-au dus la Baal Peor, s-au pus în slujba idolului scârbos și au ajuns urâcioși ca și acela pe care îl iubeau. Nu întotdeauna chipurile de zei din vechime erau atractivi. Pe de o parte și zeul pește arăta ca și jumătate om, Dagon, jumătate pește. Zeița Diana arăta ca o femeie cu 10 de sâni. Uneori acești zei erau chiar de-a dreptul urâcioși. Și dacă ar fi să aruncăm o privire și în vremea noastră, toate vipurile și starurile societății de astăzi nu neapărat sunt ceva logic gândind, ceva plăcut la vedere. Diavolul merge de la ceea ce este plăcut la vedere, așa a adus-o pe Eva. Mai întâi diavolul, când vrea să te tragă pe panta lui, începe cu ceva plăcut la vedere. Dar după ce începe să-ți seducă mintea și să schimbe gusturile, te duce până într-acolo încât iubești ceva ce chiar este urât, chiar în văzul lumii. Când diavolul vrea să ducă pe cineva în păcate murdare, de exemplu, la început îi va fura mintea printr-un partener frumos. Dar în final, după ce oamenii apucă să străca, poate ați văzut, oamenii sunt în stare să-și părăsească soția sau soțul care arată bine din punct de vedere fizic, intelectual chiar, și se duc după niște oameni care nici chiar fizic nu pot fi comparați cu cel care l-a lăsat în urmă. La fel și din punct de vedere al idolatriei. Dumnezeul nostru este, cum spune Psalmul 45, știu, cel mai frumos dintre oameni. Dar oamenii, stricăciunea lor, după ce au început să-și strice gusturile și să-și piardă mințile, au ajuns să se închine la tot fel și fel de idoli, chiar urâți, chiar murdari, în diferite forme. De la niște idoli care prezentau anumite avantaje, ca și în grădina Edenului, când i-a spus diavolul Evei, îți va deschide mintea, vei fi ca Dumnezeu, până au ajuns de slujeau unor idoli care îi chinuiau în fel și fel. Dacă citim în cartea profetului Ieremia, capitolul 32, cu 35, au zis înălțim lui Baal, în Valea Bel-Hinom, ca să treacă prin foc lui Moloch, pe fiii și fiicele lor. Deci, acest Dumnezeu Moloch era un Dumnezeu foarte, foarte rău, am putea spune, numai că era urât. Era un Dumnezeu care era reprezentat din punct de vedere fizic, ca un chip de om care avea mâinile întinse și acolo pe mâinile lui întinse puneai copilul, ca jertfă. Și dedesubt era focul. Deci oamenii au ajuns să slujească chiar unor zei urâți pe de-o parte și în același timp capricioși și răi, am putea să spunem. În ce privește etapele de formare a unui idol, am luat un exemplu, atunci când s-a extins Imperiul Roman,
oamenii aveau un anumit respect față de spiritul de dreptate al Romei, ceea ce ne-a rămas până astăzi a fi dreptul roman. Și oamenii au vrut să răsplătească într-un fel, să cinstească acel spirit de dreptate. Dar ei au transferat această cinste din dreptul Romei, au transferat un drept împăratului și ei cinsteau pe împăratul, care era. Și pentru că oamenii nu aveau mijloace, mass media, avem acum mijloace de locomoție, și oameni din diferite părți ale Imperiului vreau și ei să cinstească acest lucru și să fie ceva adaptabil pentru ei, s-au făcut statui ale împăratului. Și i-au început să le se închine, la gând că ei se închină în fața spiritului dreptate al Romei. Se spune că împărații romani, la început, le venea să se dumerească, cum adică oamenii se închine lor. Dar mai târziu, pentru că așa este păcatul, gradual crește, le-a făcut plăcerea aceasta. Și oamenii au ajuns de s-au închinat împăratului și când a venit următoarea generație, n-a mai știut că asta e vorba de spiritul de dreptate a Romei și de împăratul roman, care i-a scăpat de știu eu ce alte hoarde de popoare. Ei, în final, s-au rămas doar cu statuia. Acesta e un exemplu din istorie. Putem să luăm celălalt exemplu. Atunci când în numărul 21 Dumnezeu a poruncit să ridice un șarpe de aramă, ideea centrală și inițială era ei se privească la șarpe la gândul să scape de șerpi. Dar mai târziu n-au mai fost șerpi și ei nu mai știau poate nici de Moise, poate nu mai știau nici de unde a pornit. Foarte multe sărbători sunt în ziua de astăzi și dacă întreb pe oameni de unde a pornit această idee, ce reprezintă, ei nu știu. Ei știe doar că e cu roșu sau că e cu albastru, un calendar, să știu ce culori ar mai fi. La fel, foarte mulți idoli din lumea aceasta nu le mai știu originea. Uneori au avut o origine bună, dar care a fost transferată asupra unor forme de manifestare, a fost transferată și s-a rămas doar cu ultima imagine. Sau poate cel mai concludent exemplu ar fi crucea Domnului. Atunci când a fost răstignit Domnul, nimeni nu și-ar fi pus problema să facă din cruce un obiect de închinare. Dar Domnul e dus în cer, oamenii și-au pierdut adevărata imagine a crucii și atunci au rămas cu lemnul în sine. Și el a devenit un obiect de închinare. Niciodată nu a fost de la început un anumit lucru direct obiect de închinare și de slujire, obiect idolatru. El a devenit în timp. Chiar în secole mai târziu, în istoria bisericii, a fost perioade când nu s-au acceptat icoanele, de exemplu. Și apoi a urmat o altă perioadă în care au fost acceptate ca vizualizare pentru cei care nu cunoșteau carte sau pentru cei care, știu, erau de o anumită condiție. Dar în timp s-a pierdut imaginea inițială și a devenit un idol. De fapt, am putea să spunem că aceasta este ideea diavolului, fără să ne îndoim de aceasta. Vom vedea că în final această închinare la idol este transferată de la Dumnezeu la lucrurile create de El, apoi este transferată la oameni și în final va fi transferată diavolului. Numai este un lung drum care va fi finalizat în cartea Apocalipsei, vom vedea. Ca și funcția ale idolului, el avea o funcție de localizare a zeului. Omul redus de la capacitatea sa spirituală, în care putea să gândească într-un plan mai îndepărtat, putea să trăiască în spirit, redus la o condiție fizică foarte îngustă, a trebuit să localizeze zeul. Și atunci s-au făcut temple, s-au făcut altare pe vârful munților, s-au făcut altare sau alte forme idolate, terafim și alți idoli sub copaci. Oamenii au vrut să localizeze. Și un al doilea aspect, o a doua funcție, era vizualizarea. De aceea s-a încercat cei care construiau idolii, ca să aibă un favor cât mai bun, ca și argentarul Dimitrie și alții, au încercat să facă un idol care să seamene cât mai mult cu adevărata imagine. Dacă, de exemplu, Baal era zeul fertilității, al solului, al bunăstării, au încercat să-i dea o imagine asemănătoare cu ceea ce ar reprezenta el. Dădeam exemplu adineaori zeului pește pentru fenicieni, că erau lângă mare, pentru filisteni, să fie și ca un om și ca un pește, exemplu Afroditei. Și oamenii aveau un Dumnezeu adus, localizat cât mai aproape de ei, în India, în vremea noastră, sunt peste 3.500.000 de zei. Sunt nu doar pe regiuni, pe caste, sunt uneori zei ai casei, fiecare casă are zeul ei. Pentru oameni au considerat că e prea departe să te duci să faci pe reginaj până într-un oraș sau altul, ai un zeu al casei care te ocrotește și încerci să-i dai o formă cât mai accesibilă nevoilor tale. Dacă de bună oară cineva ar fi pescar,
își va aduce un zeu care să ocrotească pescuitul. Pentru agricultori era indicat să aibă un zeu care să fie cu soarele, cum aveau egiptenii, în mod deosebit, ei trăiau din agricultură, la ei zeul Ra, zeul soare, și le-a dat Dumnezeu acea lovitură cu întunericul, încât zeului lor li s-a ars toate siguranțele și nu mai reușea să prindă lumina în Egipt. Deci, într-un fel, vreau și să se ascundă sub aripile cuiva, dar au făcut tot fel și fel de mici păsărele. Într-un fel, știți, duhurile sunt reprezentate biblic ca și păsări. Unul ocrotea o zonă, altul alta. Și diavolul a copiat un adevăr pe undeva cu aceasta. În Biblie, dacă citiți în cartea Apocalipsei, este îngerul apelor, este îngerul focului, este înger nemicitor, este înger care e cu știrile. Și diavolul i-a făcut pe toți îngerii ăștia, de fapt asta cred că le-a și propus atunci când s-a răsculat în ceruri. Fiți liniștiți, eu vă ridic de la gradul de colonel și vă fac pe toți general. Și atunci i-a făcut zei și le-a sugerat oamenilor ideea că de fapt aceștia sunt zei. De fapt, diavolul cu aceasta a transferat autoritatea deasupra lui Dumnezeu pe diferite capete de îngeri și a împărțit funcțiile între îngerii căzuți împreună cu el. În lumea modernă întâlnim, de fapt, aceleași duhuri, numai că, așa după cum la oameni, hainele se schimbă, dar oamenii rămân aceiași, că dacă urmărim în Biblie un temperament ca al lui Iosif, sau ca al nevasta lui Potifar, sau ca faraon, toate aceste temperamente le regăsim astăzi. Duhurile și cele bune și cele rele care stăpâneau pe oameni atunci, le regăsim astăzi. Numai că au îmbrăcat forme noi, ca și oamenii. În vechime nu aceasta era costumația pentru oameni, dar acum este ceva de dată recent. Și aminteam noi atunci la acel studiu referitor la idol, câțiva idoli moderni, ca icoane, televiziune, teatru, sport, cărți, tradiții legate de sărbători, acele plăceri prin uciderea copiilor, filozofii, magie, albă, neagră, lăcomie de avere, această dezvoltare economică supraforțată, muncă fără odihnă și o gamă care ar putea să continue. Haideți să analizăm acum în ce constă de fapt acest păcat al idolatriei. În primul rând, acest păcat constă în faptul că obiectul închinării a fost schimbat. Omul nu se mai închină lui Dumnezeu, ci se închină făpturilor și universului material creat de Dumnezeu. Citim pentru aceasta în Roman capitolul 1, versetele 19 la 23. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le se descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Deci universul întreg, fie cel material, fie cel uman, sau cel celestru, spiritual, îngerii, este dovadă clară că este mâna lui Dumnezeu, este lucrarea și opera Lui, dar, fiindcă măcar că au cunoscut lucrul acesta oamenii în cursul istoriei, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit și în inima lor fără pricepere s-a întunecat și au început să-și piardă viziunea asupra realității. Și apoi citim 22, s-au fălit că sunt înțelepți, înțelepciunea aceasta constând în niște idei noi care le-au venit oamenilor. Cum s-au născut diferitele filozofii în cursul istoriei? A venit unul și a spus, așa stau lucrurile. După el a venit un altul și tot așa, fiecare, unul după altul s-au perindat. Le s-a părut că altfel stau lucrurile, niște idei noi. Dar de fapt ei ce au făcut cu aceasta? Versul 23, aici este esența. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. Acesta este prima și cea mai mare greșeală a păcatului idolatriei. Au schimbat pe Dumnezeu cu alte lucruri. Și nu numai că au schimbat, vom vedea noi, închinarea, au schimbat și slujirea. Porunca a doua ce spunea? Să nu-ți faci alți dumnezei și să nu te închini, pentru că după ce ți-ai făcut, următoarea fază este slujirea. Spuneam că aceasta este ideea diavolului și citim despre aceasta în Matei capitolul 4, versetele 8 și 9, atunci când diavolul s-a prezentat în pustie cu ocazia ispitirii Domnului Iisus, l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. Și diavolul i-a arătat toate împărățiile lumii, strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Vedeți? Diavolul n-a putut dintr-o dată să ia autoritatea de la Dumnezeu și să o pretindă pentru sine.
Mai întâi a transferat-o naturii. Și apoi l-a dus pe Domnul și a spus, vezi natura asta? Uite, ea mi-aparține mie. Din dreptul ei îmi transfer mie autoritatea. A făcut-o în mod indirect diavolul aceasta. Bineînțeles, cu Domnul Iisus nu i-a ținut. De-a Domnul să pățească și cu noi la fel. Să știm să-i spunem cum n-a știut Petru odată. Și a spus Domnul, înapoi a mea, Satanul, gândurile tale vin undeva din altă parte. S-au fălit că sunt înțelept, dar au nebunit. Și citim în Apocalipsa 13:4, ceea ce va realiza în parte diavolul cu lumea aceasta, și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Prin acea ultimă împărăție pământeană, diavolul va coaliza direct și va încerca să-și transfere puterea și închinarea. Așa citim, intrând în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Un al doilea aspect al păcatului idolatriei este faptul că uzurpă locul lui Dumnezeu din inimă, în minte, devotare, închinare, ascultare, luptând să-L ocupe cu altceva. Spunea Domnul Iisus în Matei 6:24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Diavolul știe aceasta, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui? Și lui Mamona. Și Mamona sunt bogățiile și de ce lăcomia la avere este o închinare la idol. Citim de asemenea în cartea a doua a împăraților, capitolul 17, versetul 16. Atunci când împărăția de nord, Israelul, a fost dus în robie, Dumnezeu le-a spus, versetul 16, au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului lor și au făcut viței turnați, au făcut idol de Astartei, s-au închinat înaintea întregii oștiri a celor și au slujit lui Baal. Mai întâi s-au închinat și faza a doua a urmat slujirea. Diavolul acest lucru vrea să-l facă. Citim și porunca din Exod 20, versetele 4 și 5. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau mai jos de pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Dumnezeu știe și o știe și diavolul aceasta. Atunci când ți-ai făcut un idol, mai întâi poate ți l-ai făcut cu un gând mai nevinovat, dintr-o anumită ignoranță, necunoaștere. Dar diavolul știe că dacă idolul acela va rămâne acolo, cu vremea vei ajunge să te închini și cui te închini în final și vei sluji. Un alt aspect al păcatului idolatriei este faptul că închinarea adevărată e înlocuită cu o închinare în stare de păcat. Citim în Osea, capitolul 4, Osea 4:12-14, oamenii aceștia de aici din Israel aveau o anumită religie, dar religia lor le permitea o stare de păcat cât se poate de agravată. Poporul meu își întreabă lemnul lui și toiagul lui prorocește. Deci, aparent slujbe sfinte, prorocii, se întrebă pe Domnul, căci Duhul curviei duce rătăcire și sunt necredincioși Dumnezeului lor. Aduc jertfe, oameni de religie, pe vârful munților, artămâie pe dealuri, sub stejare, plop și terebința căror umbe este plăcută, de aceea fetele voastre în curve, nurorile voastre sunt prea curve. Nu pot pedepsi fetele voastre pentru că sunt așa, nici nurorile voastre, căci ei înșiși fac aceleași lucruri. Poporul fără minte alargă spre peire. Dacă tu curvești Israele, măcar Iuda să nu se facă vinovat, nu vă duceți la Gilgal, nu vă suiți la Betaven și nu jurați zicând, viu este Domnul. De ce a schimbat Israel slujirea adevăratului lui Dumnezeu cu o închinare falsă? Pentru că la templu și-o permise fiii lui Eli, Hofni și Fineas, să trăiască cu femeile de la ușă. Da, când s-au dus într-o zi cu chivot în tabăr ormurit, au zis, facem noi un alt templu care să ne permită să trăim în păcat. Oamenilor, le convine închinarea la idoli. De ce? Poți să se și închine, să trăiască și în păcat. Poți să și îți închipui că tu slujești lui Dumnezeu și în același timp poți să trăiești și potrivit cu poftele și cu plăcerile tale. Numai că adevăratul Dumnezeu nu primește așa ceva. Și cine se închină lui, trebuie să se închine într-o adevărată sfințenie, căci în ceruri nu va intra nimic necurat. Și cei care în momentul de față fac și slujbă, dar în același timp trăiesc și în păcat, vor fi dați afară și le va spune potrivit cu Matei 7, duceți-vă de la mine că ați făcut și... Dar Doamne, ne-am făcut slujbă, nu ne-a plăcut închinarea, v-a plăcut, dar nu o închinare în sfințenie, cu reverență, cu frică de Domnul.
Și un ultim aspect am putea spune aici, pentru a-i putea trezi pe unii, închinarea la idol este o lipsă de cunoaștere. Sursa binecuvântărilor se crede că nu e Domnul, ci forțele supranaturale sau noi înșine. Oamenii sunt în stare, că știu eu, cei din alte părți ale globului, că știu eu ce zeu anume, le dă binecuvântări. Și le spunea Pavel în Faptele Apostolilor, nu vă gândiți că Domnul va da ploaie, nu zeii voștri la care vă închinați. O închinare la idol dovedește ignoranța oamenilor. Oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu sunt foarte neștiutori. Oamenii se încred și chiar oamenii din vremea noastră. Citeam că în Germania numărul vrăjitorilor este 150% față de numărul păstorilor cu preoscul tot la oaltă. Deci oamenii, ca și acel împărat al lui Israel, Ahazia, s-a dus să întrebe pe Baalzebut, Dumnezeul Ecronului, mă mai vindec? A spus, dar nu-i Dumnezeu în Israel? Ba da, dar el nu știa. Oamenii cad, s-au fălit că sunt înțelepți, Romanii 1:22, dar au nebunit. Oamenii sunt în stare să facă cele mai mari năzbâtii în închinarea la idol. Sunt în stare să aducă jerfe. Au fost în stare în vechime să-și ardă copiii. Sunt în stare astăzi pentru anumite lucruri oamenii să facă chiar lucruri grele, chiar niște sacrificii. Sau să susțină niște aberațiuni, niște prostii efectiv. Oamenii care se închină la idol dovedesc o totală lipsă de cunoaștere. Se dovedesc a fi tare neînțelepți. Dar cine se întoarce la Domnul, de-abia atunci se trezește. Și de la idolii de șerf, le spune Pavel Tesalonicenilor, v-ați întors la Dumnezeu și celor din Corint de asemenea. De-a Domnul să ne luminăm la minte. Ca și Gedeon când și-a pus problema, dar Baal ăsta, nu vedem că ne închinăm la Baal, e aici și vițelul și parul, și uite, vin madianiții peste noi, hai să-l omorâm, să vedem ce pățim. Și a spus, da, cum să te atingi? Să te atingi de Baal, că o pățești. A spus, nu o pățesc nimic, voi nu cunoașteți că acesta chiar trebuie distrus. Se mai întâmplă uneori și printre noi, când dăm dovadă de necunoaștere și ne temem, mi-a spus Dumnezeul lui Israel, nu odată, Israele, nu te teme de obiceiurile neamurilor. Și Dumnezeu s-a spus, nu vă temeți de asta, am să vă arăt eu de cine să vă temeți. Atunci când te întorci la Domnul cu adevărat, nu te temi de cine nu trebuie să te temi și nu dovedești ignoranță, ci dovedești o adevărată înțelepciune și o adevărată cunoaștere. Haideți acum să urmărim câteva exemple biblice în această privință. Am notat 6 exemple negative și 4 exemple pozitive. Cele negative, dacă cunoaștem pe cineva în această postură, să-l ajutăm să se scape de idol, și cele pozitive să le putem trăi, împărtăși în viața noastră. Mai întâi, Cartea Genezii, capitolul 11. Se pare că închinarea la idol într-o formă mai avansată a apărut prin Nimrod. Citim în 10:9. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Deci să nu credeți că a fost un viteaz vânător înaintea Domnului în sens pozitiv. Textul original vrea să sugereze aici că a fost un viteaz luptător ca unul care s-a împotrivit Domnului. Că el a zidit turnul Babel. El a fost, am putea să spunem, și arhitectul și comandantul, împăratul de la turnul Babel. Și citim aici, versetul 4, ei au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn a cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Credeți că cei de la turnul Babel, urmăriți în toate aceste versete, scrie ceva despre închinarea la adevăratul Dumnezeu? Nu. Deci ei au părăsit închinarea la Dumnezeu și au vrut pentru ei să facă un adevărat templu, un simbol al cuceririlor și al înălțării umane, prin acel turn, să ajungă în ceruri, printr-o altă formulă. Și mitologia mesopotamiană păstrează câteva scrieri în această privință, spunând că după ce Nimrod a murit, soția sa, Semiramis, avea un copil de 9 ani și generalii de atunci, ca să nu ajungă el din nou domnitorul, se pare că Nimrod acesta era un om foarte crud, a reușit să-și adune oameni în jurul lui, au hotărât să-l omoare. Ceea ce avem aici la turnul Babel se repetă în vremea noastră. Oamenii nu vor să știe de Dumnezeu,
ci își zidesc pe pământ, și unii bogătași americani încearcă deja, au un avans dat într-un fel anume să ocupe primele locuințe extraterestre pe lună eventual sau în alte spații cosmice, și își zidească ceva ca să atingă cerul fără Dumnezeu. Numai că spunea Dumnezeu în cartea profetului Obadia, chiar dacă te-ai sui până între stelele cerului și de acolo îți fac vânt. Această dezvoltare economică supra-solicitată a terei este tot o închinare la idol, lăcomia de avere. Oamenii au ajuns în mod deosebit în Japonia, de exemplu, sunt în stare, oamenii așa, duhul este în ei, încât și în concediu, tot la lucru merg. Ei fac exact cum vrea Ceaușescu, sărbătorim sărbătorile tot prin muncă. Este un exces de zel în a construi, în a face ceva cât mai impunător. De fapt, omul are în el gândul veșniciei, gândul de a fi înălțat la cer, gândul unei cetăți eterne pus de Dumnezeu. Și atunci diavolul, ca să schimbe, să spună ceva asemănător, diavolul aduce niște idoli care să fie cât mai aproape de imaginea unui Dumnezeu. Un al doilea exemplu biblic este în Geneza 31, trecem acum de la un nivel național, chiar mondial am putea spune, la un nivel familiar, 31:19, pe când Laban se dusese să-și tundă oile, Rahela a furat idolii tatălui său. Și apoi, în versetul 34, citim, Rahela luase idolii, îi pusese sub samarul cămilei și zuse deasupra. Laban a scotocit tot cortul, dar nu i-a găsit. Și i-a amințit, spunând tatălui său, domnul meu, iartă-mă. A căutat peste tot, dar n-a găsit idoli. Bineînțeles, dacă căuta în inima Rahelei, sigur îi găsea. Numai că acolo numai Dumnezeu poate să caute. De ce a furat Rahela acești idoli? Potrivit cu tradiția de atunci, cel care deținea idolii părinților intra în posesia moștenirii. Nu putea să fie dezmoștenit. Avea un drept aparte, în sensul cum aveau întâi născuți, aveau două părți față de ceilalți fii. Și nu știm exact, să nu ieșim în afară de Scriptură. Probabil că i-au fost și dragi Rahelei. Dar în primul rând se pare că a luat acești idoli ca să pună mâna pe avere. Oamenii sunt în stare uneori și astăzi să se închine la anumiți idoli și să mintă pentru a deveni mai bogați. Potrivit cu condiția nouă testamentală, este scris, dacă aveți ce mânca, cu ce vă îmbrăca, unde locui, e de ajuns. Porția mai mare o căpătăm sus. Dar atunci când diavolul vine și îți dă șansa să obții mai mult în lumea aceasta, omul este în stare să se închine chiar la anumiți idoli. De exemplu, în blăcomia omului după avere, omul este în stare să mintă, este în stare să fure, este în stare să nu mai vină la biserică, este în stare să-și pună chiar familia la o robie oricare, este în stare să-și înșele semenii, numai și numai să adune. Efectul acestor idoli ascunși, întoarceți la Geneza 35, de la versetul 2. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. După ce s-a întors Iacov în Canaan, Isaac se închina la Dumnezeii străini? Nu. De unde aveau toți copiii lui Iacov Dumnezeu străin? De unde aveau? Probabil i-o fi văzut de la mami că bunicul nu i-o găsit, dar copiii i-o găsit și au putut să-i multiplice. Și din un Dumnezeu străin la părinți, copiii deja aveau fiecare Dumnezeilor străini. Și a fost nevoie Dumnezeu să-i transmită, să-i dea un mesaj special la Iacov. Scoate-i afară. Uite cât s-au mulțit. Dar de unde? De la acel unul singur. Acum să facă cineva o inventariere a câte cruciulițe sunt pe lumea asta la ora asta. Poate sunt oameni care au două, trei cruciulițe, poate pe culori, după vestimentație, după mărime. Mă adun acum toți Dumnezeii. De unde? Poate a pornit de la o simplă scânteie, ca și un foc. Efectul, știți care este? A spus Iacov să piară acela la care îți vor fi Dumnezeii tăi și se pare că a și murit. Nu știu dacă din acest punct de vedere, dar n-a urmat mult. 35:19, Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata sau Betleem. Un alt exemplu biblic este acesta, am putea spune că la nivel de biserică. Primul a fost la nivel de societate, al doilea la nivel de familie și acesta la nivel de biserică. Este vorba de Israel și Aaron. Deschideți la Geneza 32, versetele 1-6. Poporul văzând că Moise zăbovește, se pogoară de pe munte, a strâns în jurul lui Aaron și a zis, haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aaron a răspuns, scoateți cercei și dați-i încoace. Versetul 4, el a luat de mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnaș și au zis, Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Nu că-ți vine să te crucești. Aaron a fost în stare de așa ceva? Da, Aaron, acela. Poporul când n-a mai crezut, a vrut să vadă ceva aproape. Un tânăr surprins cu
anumite chestiuni interzise în biserică, a spus, ce faci cu asta? Că știi că nu-i voie să le porți. Și aștept să plece Moise, Caron ne lasă. S-ar putea să mai fie și prin preajma asemenea idei, să moară Moise sau să plece Moise. Vedeți că a murit Aron primul. S-ar putea să repete istoria și să rămână Moise. Și după aia să-l preia Iosua, care să fie și el un urmaș al lui Moise. Este exact ce se poate întâmpla și astăzi. Până a auzit glasul Domnului din cer, ce le-a spus Dumnezeu? Nu cumva să-ți faci. Când ți-am vorbit de s-o cutremurat muntele, ai văzut ceva? Și n-am văzut nimic. Nu cumva să faci ceva să vezi. Dar oamenii când n-au auzit glasul Domnului, când și-au pierdut relația cu el, au vrut ceva să vadă. Atunci când oamenii nu mai au un Dumnezeu adevărat, trebuie să-și facă unul pe care să-l vadă. Sau spunea cineva, când sfinții nu mai stau pe bănci, trebuie să-i punem pe pereți. Atunci când oamenii nu mai au o relație cu Dumnezeu cel adevărat, au spus, unde e Dumnezeu care ne-a scos? Păi nu știți când v-a vorbit noi? Nu v-a dat poruncile, n-avem noi Biblia? Dar vrem să vedem unul, să-l vizualizăm. Spunea apostolul 2 Corinteni 5 cu 7, noi trăim prin credință, nu prin vedere. Dar idolatria presupune să treci prin vedere, să vezi. Să vezi, să guști. Însă adevărata închinare, nu poate fi Dumnezeu a spus, cine mă vede pe mine, moare. Nu că Dumnezeu îi place așa să se joace fața ascunsului cu noi. De 6.000 de ani să nu ne arate cum arată el. A spus lui Moise, Moise așa pe dinapoi, după ce te-am curățit eu cu câteva rânduri de 40 de zile de post și după 80 de ani de școală, de-abia poți să mă vezi așa pe dinapoi. A spus, cine mă vede pe mine moare. Deci nu că Dumnezeu nu ne-ar arăta o poză de-a lui. În final ne-a arătat una, dat de nepocăim, a spus, Domnul Iisus, ne-am 14, cine m-a văzut pe mine? O zis pe tatăl, nu vedea ajuns. Da, poza a fost atunci și de atunci o fericit are Domnul. Toma, de acum încolo fericit de cine? A crede, rețineți. Oamenii vor o imagine, o vizualizare din nou, să vedem ceva. Nu se vedeți, numai ce vedeți, sunt Dumnezei falși. Idol și Hristos mincinoși. Adevăratul Dumnezeu nu poate fi văzut. El poate fi crezut numai la această oră. Numai diavolul cu aceste înscenări, pe toate fronturile, ne va duce în final la ceea ce spunea la început, închinarea la Satan. Dar o face lent, treptat. Întâi ne va părea la natură, apoi la oameni și în final la diavolul. Un alt aspect, Judecător capitolul 8, aceasta am putea să spunem că este la nivel de grupă. Israel nu era prea bine organizat în acea vreme, se destrăma imediat din punct de vedere organizatoric, administrativ, cum murea câte un judecător. Citim în 8 cu 24, Gideon le-a zis, am să vă fac o rugăminte. Dați-mi fiecare verigile de nas pe care le-ați luat ca pradă. Ei au zis, ți le vom da cu plăcere. Versetul 27, Gideon a făcut din ele un efod și l-a pus în cetatea lui la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul și a fost o cursă pentru Gideon și pentru casa lui. Spuneam la început că idolatria face priză grozavă cu păcatele trupului. A ajuns o pricină de curvie. Uitați, Dumnezeu a făcut veșminte preoției lui Aron și fiilor lui, dar ele erau nebăgate în seamă la un moment dat. Și atunci diavolul a spus, uite, facem și noi un efod. Și cât este de trist că a făcut Gideon această greșeală. A stârpit vițelul tatălui său, dar a făcut el un efod. A stârpit o închinare la idol și a inventat alta. Mai micuț o leac, de altă culoare. Că aia nu mai putea să o țină, că el o condamnase. Și asta e greșeala uneori în istorie. Condamnăm o închinare la idol și promovăm alta. De o altă natură, dar cu același obiect în sine. Și am putea să adăugăm aici și greșeala lui Iehu, deschideți la 2 împărați 10. Știți, Iehu a fost un dușman înverșunat al lui Baal. I-a adunat pe toți prorocii lui Baal, 2 împărați 10 cu 26 la 31, și a spus, nu cumva să lipsească unul, că e o cinste mare. Este o sărbătoare în cinstea lui Baal. De la 26 a scos afară stâlpea Astartei și a dărâmat casa lui Baal, a ars tot. Au sfărâmat stâlpul Baal, au dărâmat și templul și au prefăcut în gunoi. A rămas în picioare până în ziua de azi. Iehu a nemicit pe Baal din mijlocul lui Israel, dar 29. Dar nu s-a abătut de la păcatele lui Roboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. N-a părăsit viței de aur din Betel și Dan. Există unele aceste distrugere a idolatriei în parte. Noi nu ne închinăm la cutare, noi nu ne închinăm la cutare, dar la cutare ne închinăm. Mai păstrăm anumite lucruri în viața noastră. Și ce a spus Dumnezeu lui Iehu? Iehu, te felicit pentru ce ai făcut, dar îmi pare rău că n-ai făcut de tot ceea ce trebuia să faci.
Și lucrurile acestea se pot întâmpla astăzi foarte frecvent printre noi, printre creștini. Spunea un frate din Ploiești, ce toți idolii și toți dumnezeii străini am nimicit, ce numai vițelul lui Aron mi-a mai rămas. Cum, frate? Ce ăsta a rămas. Și așa i-au crescut cornele de le-au scos prin acoperiș. Oamenii sunt în stare să mai lase câte un idol din ăsta. Câte unul este mai drag. Dar de-a Domnul noi să-i putem omorâ pe toți. Nu numai pe Baal și Astartei, să putem omorâ și viței. Amin? Domnul să ne ajute. Un alt exemplu, tot Cartea Judecătorul, capitolul 17. Vedem aici ceva foarte curios. Știți, este vorba de Mica și mama lui, că i-a furat arginții și mama s-a oblăstămat. El a spus, eu ți-am furat și au zis, Domnul să te binecuvinteze. Era familiarizată cu saluturile astea. Și apoi a scris versetul 3, partea a doua, închin cu mâna mea argintul acesta Domnului, ca să fac fiului meu un chip cioplit și un chip turnat. Astfel ți-l voi da înapoi. Și acum citim versetul 5. Mica acesta avea o casă a lui Dumnezeu. A făcut un efod, ca și Gedeon, terafim. A sfințit pe unul din fiii săi ca preoți. Despre Dan, facem o mică paranteză, se pot spune niște lucruri aparte față de ceilalți fii al lui Israel. Știți, el, dacă întoarcem pagina 18 cu 30, au înălțat pentru ei, au preluat daniții din casa lui Mica aceste obiecte idolatre, au înălțat pentru echipul cioplit și Ionatan, fiul lui Gershon, fiul lui Moise, el și fiul lui au fost preoții seminții daniților până la vremea robirii țării. Ei aveau bisericuța lor separat. Cum au apărut asta? Cum s-a iscat religia asta aici? El cu mama s-au format. Numai că acolo nu erau respectate niște lucruri. Acolo el l-a sfințit pe unul din fiul lui ca preoți. Dar mă întreb, cum l-a sfințit? După ce a furat, ce putere de sfințire au avut. Și mama asta, ce putere de a dărui înaintea Domnului după ce a blăstămat. Deci, ei trăiau în păcat, dar își imaginau că slujesc lui Dumnezeu. Dacă ar fi mers să se corecteze, să meargă la cei din Israel, să întrebe. Nu, ei și-au făcut un statut al lor separat, aparte. Și acolo practicau o închinare la idol proprie lor. Și lucrurile acestea se pot repeta astăzi printre noi. Când cineva cu niște idei aparent bune pe de-o parte, dar având niște greșeli în sine, să fie o închinare falsă, că diavolul e mulțumit să te ducă în eroare la nivel național, la nivel de biserică, la nivel de familie, individual, oricum. Numai să te câștige dacă poate. Ăsta care a venit în casa lui Mica era un levit. Citim în versetul 8. Eu sunt levit din Betleemul lui Iuda. Păi tu levit, tu care înveți pe Israel legea, doar nu știi că nu-i voie să faci chip cioplit. Dar de ce faci chipul ăsta cioplit? Și acum răspunsul e simplu. Versetul 10. Mica i-a zis, rămâi la mine, tu să-mi fii tată și preot. Și îți voi da 10 țicli de argint pe an, haine de schimb și mijloace de trai. Nu știa el că asta nu-i bine? Ba știa, dar avea salar de aici. Și atunci au acceptat o închinare falsă și au împletit-o el întrucâtva. Au spus, uite, s-a arătat ca biserică. El îmi dă bani, eu îi dau un aspect de biserică, s-a pocăit Mica și cu mama sa de atunci, nu s-a pocăit. Mama s-a blăstămat mai departe și îl fura mai departe. Dar el nu i-a putut da afară din biserică, de acolo era plătit. Și așa se complac lucrurile astea împreună. Pe de o parte capătă salar, e mulțumit cu starea asta și pe partea cealaltă poporul, că e lăsat să păcătuiască. Și în același timp au și o închinare oarecare. Un alt timp și ultim exemplu, este vorba de Ahab, citim în 1 Împărați 16, el a multiplicat închinarea la idol în Israel, 1 Împărați 16 cu 31, și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dea la păcatele lui Roboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabel, la fata lui Etbal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. A ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal, pe care l-a zidit în Samaria. A făcut un idol Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fusese înaintea lui ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Nu i-au fost destul viței. O mai introdus încă și alte și alte lucruri. Cum le-a introdus? Prin Izabela, soția sa, aceeași greșeală, a făcut-o și Solomon, tot în prima carte a împăraților, capitolul 11, în special citim în versetul 6 și 7, și Solomon, după ce s-a dus după Astartea și Milcom, a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Atunci Solomon a zidit pe munte în fața Ierusalimului un loc pentru Chemoș, pentru Moloc. Și așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aceau tămâie și jerfe altor dumnezei.
Aceste două stări se ajută una pe alta. Închinarea falsă ajută păcatul și păcatul ajută închinarea falsă. Unde într-o biserică, într-o familie sau la un nivel de persoană se manifestă păcate, și acolo există și închinare la idoli. Și unde există închinare la idoli, există și păcate. Aceste lucruri se completează între ele și se ajută. Să analizăm acum exemple pozitive. În primul rând, unul la care deja am făcut referire, în ce privește aspectul negativ, tratăm partea cealaltă, Geneza 35, e vorba de Iacov, versetul 1. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel. Dar cum? Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care este în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm, să ne suim. Versetul 4. I-au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care au mâinile lor și cercei care purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Și rezultatul, versetul 7, au zidit acolo un altar numit el Betel, Dumnezeul Betelului. Și mai citim doar versetul 5. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. Iacov le-a spus clar, ca să ne închinăm unui Dumnezeu adevărat, asta nu putem oricum. În timp ce se rezidea templu, Tobia, Sambalat, Geshem, Arabu și ceilalți au spus, vrem să zidim și noi cu voi. Și au spus, nu merge. Voi vă închinați altor Dumnezei și vreți să zidiți la templul nostru. Nu merge, Dumnezeu nu acceptă. Și dacă vreți să ne suim la Betel, ne curățim de Dumnezei străini. Și fac aici o paranteză. Se mai întâmplă uneori că mai vin musafiri, ba din Occident, ba din afară, pe care îi aduceți la Betel, mai întâi ilustruiți-i, potrivit cu textul de aici. Să cureți Dumnezei străini și așa să suie la Betel. Să ne închinăm Domnului. Nu vii la Betel oricum. Și apoi mai suntem bombardați cu un bilet sau altul la amvon. Chiar acolo în mijloc suntem mascați, nici nu se vede. Suntem păziți de mâna Domnului. Pentru cei care au asemenea pretenție să se suie la Betel cu oameni din ăștia încercelați și inelați și cu alți Dumnezei străini și pe deasupra să mai aibă și pretenție să mai facă slujbă. Dumnezeu i-a spus lui Iacov pe dreptate să facă așa. Imaginați-vă dacă lăsa Iacov Dumnezeii străini aici, ce se întâmpla? Mai ajungea Israel un popor monoteist care se închine adevăratului Dumnezeu? Păi așa se înfiltra închinarea la idol. Și Dumnezeu le-a spus, de acolo din fașă trebuie să stârpești Israele, că din tine vreau să fac un popor mare ca stelele cerului. De acolo din familie trebuie stârpită. Apoi când vor crește mari, se vor înmulți pe fața pământului, fac ei turnul Babel, nu mai poți să-l faci nimic. Și Iacov n-a acceptat să se urce cu ei așa la biserică. Să accepte să facă slujbă în halul acesta. A spus, dacă vreți să ne închinăm, trebuie mai întâi să ne curățim. Doamne, ajută-ne și pe noi. Amin. Un al doilea exemplu este Moise, la nivel de biserică, cum trebuie lichidată această închinare la idol, 32:17 Exod. Iosua a auzit glasul poporului care scotea strigăte și a zis lui Moise, în tabără este un strigăt de război. Fac aici o paranteză. Atunci când bisericile încep să strice, să știți că gălăgia rămâne. Și cei mai proaspeți, așa ca Iosua, nu știe. Acum strigă pentru Domnul sau e har fals? Și vă citesc un cuvânt din cartea profetului Isaia, 5:12. Arfa și-a lăuta, timpana, flautul și vinul înveselesc ospețile, dar nu iau seama la lucrarea Domnului. Și nu văd lucrul mâinilor lui. De aceea poporul va fi dus în robie. Și acum 14. De aceea își deschide locuința morților gura și își lăjește peste măsură gâtlejul ca să pogoare neam măreția și bogăția Sionului cu toată mulțimea lui gălăjioasă și veselă. Și Iosua, care nu știe, când aude într-o biserică din asta, îi har. Stai puțin, Iosua, îi spune Moise. Exod 32:8. Moise a răspuns, strigătul acesta nu-i strigă nici de biruitori, nici de biruiți. Și aude glasul unor oameni care cântă. Și pe când se apropia tabăra, a văzut vițelul și jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână, le-a sfărâmat de piciorul muntelui, a luat vițelul, l-a ars în foc, l-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe fața apei, a dat-o copilul Israel să o bea. Și Moise a zis la Aron, ce ți-a făcut poporul acesta de adus asupra lui un păcat atât de mare? Aron a răspuns, să nu se aprinde de mânie, domnule, auzi, dar nu te mânia, Moise. Stai, Moise, liniștit, trebuie să discutăm, calm, și... dar cum poți, că și Domnul Hristos a mâniat în asemenea situații? Și dar, Moise, nu te mânia. Tu singur știi că poporul acesta ai pornit la rău. Biserica e de vină. Ei mi-au zis, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Auziți, ei nu spun, vreți să ne întoarcem mâna, păi vreți să mergem înainte. Omul acela care ne scunde în țara Egipt nu știu ce s-a făcut. Și eu le-a zis, cine are aul să o scoate și eu mi-a dat. L-am aruncat și a ieșit vițelul acesta, ca și cum a zis, asta, a,
dat așa s-a născut, n-am știut exact ce este, dar asta a ieșit. Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aronul făcuse să fie fără frâu. În biserică sunt cel puțin două frâuri. Un frâu e la conducere și unul la proroci. Și ăștia care nu vor nici conducerea să-i strunească, nu vor nici prorocii să-i strunească, ăștia vor să meargă cu un Dumnezeu care să meargă înaintea lor. Nu li-s dragi nici conducătorii care știu să tragă frâna, nu li-s dragi nici prorocii care frânează numai când spune, du-te înainte că Domnul e cu tine, du-te! Cu aceștia se pățește rău, cu Aron ca aceștia. Că dacă Aron acesta era în stare să ducă poporul, nu mai trebuia să vină Moise din Madian. Aron e bun de atât. Dacă îl pui să îi dai porunci, Aron face asta, Aron face asta. Dar nu să aibă ultimul cuvânt, nu să-i aparțină decizia. Aron nu poate să facă lucrul acesta. Aron nu poate, Iosua încă nu e în stare să descifreze, așa că trebuie să mai rămână Moise. Doamne, ține și pe Moise al nostru. Amin. Și noi, Aron și Hur și ceilalți să-i ajutăm. Domnul să ne binecuvinteze. Aici rezultă clar că la nivel de biserică, închinarea la idol trebuie stârpită cu desăvârșire. Domnul să ne cerceteze pe toți. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.